Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu încetez să mă mir de cum arată lumea și cât de, în ce lume ciudată am ajuns să trăim. Iată cum arată războiul modern. Armata ucraineană a lansat o aplicație de smartphone prin care știți că acolo îi primești alertă aeriană acum, inclusiv pe smartphone, pe canale de Telegram, pe aplicații, pe nu știu ce, spune unde, în ce oraș, la ce oră începe, știi? Acum au lansat o aplicație prin care orice cetățean care o descarcă poate semnala prezența invadatorilor în zona în care se află. Deci ai aplicație și îl vezi pe rus cum trece cu tancul sau ce trece, deschizi aplicația, da. Și dai cu geolocație, mă rog, și sunt invitați civilii să participe în felul ăsta la identificarea pozițiilor inamice. E un Waze cu ruși, practic. Da, nu vezi poliția în trafic, ci vezi ruși. Așa, poți să semnalezi pe acolo. Cred, n-am descărcat-o, nu știu dacă pot să o descarc. Oricum, fiecare mesaj este după aceea verificat de serviciile respective ucrainene, care, na, apoi, apoi este transferat către forțele armate. Și trebuie să furnizeze așa, localizare, oraș, zona evenimentului, oraș și geolocația, dacă e posibil. Deci cum e zi, mă, pui pe hartă, semnalat tank rusesc la intersecție. Atenție, da? El accedează trecerea. Forțele inamice observate, număr și tip, direcția de deplasare și, dacă se poate, și scopul și obiectivele urmărite, adică ce fac. Se pun în poziție de atac, vor să tragă în ceva, nu știu ce. Și indicii privind persoanele suspecte. Deci, literalmente, nu cred că există vreo posibilitate ca o armată invadatoare să se lupte cu așa ceva. Adică cu un popor întreg niciodată, dar cu un popor care are capacitățile astea de comunicații și știi că au internet, inclusiv Elon Musk, că au oferit Starlink. Adică nu e mai greu să închizi internetul acum în Ucraina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.